Macdona Cesjitaru, domnul Liviu Miroșanu, viceprimarul municipiului Bacău, Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești, domnul Viorel Ilie, unul nostru prieten de la Moinești, domnul viceprimar de la Moinești și îl mai dăm aici, cred că, hai te rog, Liviu Mfa, Liviu Ciumeti, directorul Poștei Române. O parte din prietenii noștri care sunt alături la fiecare eveniment mai important. Mai avem pe cineva în sală, dar la momentul respectiv o să o prezint. Eu vă propun să începem cu o slujbă religioasă. E cam cald aici în sala asta. Avem noi un aer condiționat, dar se pare că nu face față, da? O slujbă de început, după care vom intra în mersul normal al lucrurilor. Părinte Alexandrescu, vă rog. Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, cum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește celui drag. A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita vreoține și-a întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul poporul mândai și pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoarea din Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ceruțe osenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească în jertfelnicul Său cel mai presus de ceruri, mulțumirea și rugăciunea noastră, acum nevrencior robii Săi, la împlinirea celor 50 de ani de împreună cu conviețuire și cu îndurare, să ne miluiască pe noi, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrencior robilor Săi, pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacere pe care le-am primit de la El, ci ca o tămâie cu bun miros bine primită să le fie Lui, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre, a nevrednicilor robilor Săi și până celui și dorirea credincioșilor Săi, totdeauna spre bine să o primească ca un milostiv, totdeauna să dea face de bine nouă și Sfintei Sale Biserici și la tot credinciosul Său popor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și pe noi toți de turnicat, România, primenită și nevoia, îi păzească de vrășmași și văzuși și nevăzuși cu sănătate, în lungime de zile, în pace și pocrutirea Îngerilor Săi, totdeauna să-i înconjoare pe credincioși Săi, Lui, Domnului, să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții Său pomeni. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește!
toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cine drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, zisa Domnul către ucenicii Săi, aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat vă spun vouă, că cel care va zice muntelui acestuia, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, orice va zice el și se va face. De aceea vă spun vouă, toate câte cereți când vă rugați, să credeți că le veți lua și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Căci dacă voi nu veți ierta, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Iubiește-ne pe noi, Dumnezeu, după mare milața ne rugăm, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Abavi Vasile Georgeta, Elena Bănâncu, Vasile Victoria Bănâncu, Constantin Cernica, Bănâncu Ioan și Maria Chițu, Nicolae și Dorina Cotpas, Ioan și Elena Despa, Ioan și Lidia Sobrin, Gheorghe Zampirica, Gheorghiță, Zaharia și Elena Gherasim, Constantin și Rădința, Gheorghe Costică și Maria Hârdea Vasile și Silvia, Iacu, Gabrielu și Maria, Vărsurețelu, Mihai și Genova, Ioan Mazin, Mihai și Vicianu, Mițelu, Nelu și Doina, Mocanu, Sfeizor, Lucica, Iarul Constantin Dorina Năforță, Constantin și Viorica, Pădurarul Cristia și Maria Pantelaș, Gheorghe și Lina Rapi, Gheorghe și Mânduța, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Facele tale pe care cu meșugare le-ai revăsat asupra robilor tăi, la împlinirea celor 50 de ani, împreună cu vețuire, cădem înaintea ta și ca noi Dumnezeu, îți aducem doxologie și cu minință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca milostiv totdeauna împlinește și dreptează spre bine dorințele noastre tuturor, cu stăruință ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Amin. Așa și de acum înainte netrecului, cu vederea împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor, robilor tăi și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, trecând cu vederea greșelilor noastre, rugăm-ne ție, auză-ne și ne miluiește. Stăpâne, această mulțumire noastră înaintea slavei tale și trimite totdeauna ca un îngrat robilor pe acestora care am pomenit, care au împlinit 50 de ani de împreună cu înviețuire. Trimite-le mila ta cea bogată în durerile tale, izbăvește-i de meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași pe ei și biserica ta cea sfântă, țara aceasta și pe poporul tău, dăruindu-le tuturor sănătate, lungime de zile, sporire întru toate faptele cele bune, întru tot îngurate împărate,
Auzi-ne pe noi și miluiește pe dânsii. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marilor pământului, ceaselor să sunt de mari de parte și mulțumim fii nouă pentru păcatele noastre. Te miluiește pre noi că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecii tot. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și de toată milostivirea, a cui milă este nemăsurată și bine de oameni atât neajunsă, căzând înaintea slavei tale, cu frică și cu tremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra rogilor tăi, pe ce au împlinit 50 de ani de împreună iertimile. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăbim, îți cântăm și te rugăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunea rogilor tăi și cu milostivire ei îmbrătucit a disemnit cererile, așa și de acum înainte, învrednicește-i asporit în dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toată rea întâmplare, dăruindu-le pace, liniște și sănătate. Și ne învrednicește pe toți, totdeauna mulțumirea aduce cele prea bune a grei și a cântației și celui părneceput al tău, Părinte, și prea Sfântului și bunului de viață, Păcătorului tău, Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Prea cu cerice, Părinte, bine Tot s-a adevărat cu Dumnezeul nostru, pentru că cine prea curat e Maice sale, ale Sfinților Părțătorul Dațiul Apostol, prea cuveu Dumnezeu, Cudătorul părinților noștri, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Domnului Dumnezeu, familiile care plece de ani de la căsătorie, în anul 2022, dă-le, Doamne, sănătate, lungime de zile, sporește toate faptele bune și păzește într-o mulți ani. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să familii care ați împlinit 50 de ani de la căsătorie, de la preună vecie. Suntem aici la un moment emoționant, așa cum s-a derulat în anii precedenți, și anume, din grija domnului primar și sigur, salutăm și Consiliul Local de Armănești, membrii Consiliului Local, când cei care au ajuns la această frumoasă vârstă de împreună vecie, de căsătorie, sigur au fost, nu mă neapărat previați, dar au fost, li s-a adus acel moment de recunoștință pentru faptul că au devenit niște modele pentru viața de familie, așa cum sunteți frățiile voastre. Sigur, n-ați uitat acel jurământ pe care l-ați depus
la taina Cununiei, când, punând mâna pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați făcut jurământ că veți păstra legătura dragostei și a unirii curată, cinstită, neîntreruptă și dreaptă, până la mormânt, nu numai până la 50 de ani, până la mormânt, și sunt sigur că așa veți face. De aceea, Sfânt Ioan Gură de Aur spune că viața de familie sau familie este ca și o corabie care plusește pe valurile de mare, de multe ori înfuriată. Atunci când știm să văzim numai pe mare cinstită, sigur, nu suntem pregătiți pentru marea înfuriată, atunci poate că ieșuăm. Dar iată că frățile voastre ați fost pregătiți din toate punctele de vedere, sigur, având în primul rând puterea credinței lui Dumnezeu, care v-a ajutat ca să vâsliți bine, să ajungeți la acest moment. Sigur că spunea tot Sfântul Ioan Gură de Aur, când cărmaciul se ceartă cu timonierul, atunci corabia eșuiază. De aceea, sigur că se vede că prețile voastre, chiar dacă au mai fost, sigur, și anumite, să spunem, furtuni în viața de familie, ați reușit să ajungeți aici. Pentru că fiecare din frățiile voastre și, sigur, recunosc multe familii, cel puțin din parohia mea, pe care am, prin purtarea de grijă lui Dumnezeu, am condus-o 40 de ani, parohia Dermănești, și sunt 6 familii de cei din frățiile voastre, din cei 22, care iată că au ajuns și spre bucuria mea la acest moment. Sigur că nu i-am cununat pe preot, să mă aștept 8 ani de zile, până să ajung la acel moment când primul care am încununat în 1980 să ajungă la acest moment. Dar să știți că am răbdare. Să ajung. Da, Dumnezeu știe. Și spuneam că, iată, este un moment de bucurie pentru noi, pentru frățiile voastre. Și încă o dată felicităm pe domnul primar care are grijă de dumneavoastră și de noi toți și a creat acest moment festiv și pentru cei care au fost până acum și pentru cei care vor fi. De aceea vă mulțumim, domnule primar, și în numele tuturor, iar frăților voastre vă urez multă sănătate, bucurii și să ne vedem la 75 ani de împreună veție. Doamne ajută să fie sănătate! Mulțumesc tare mult, Părintele Alexandrescu, mulțumesc tuturor pentru frumoasa slujbă. Să-i mulțumim și Bunului Dumnezeu că v-a ținut în putere până acum, pentru că în timp ce ascultam slujba, facem și un mic, da? Am avut noi o mică discuție cu domnul Suprevec și a zis că arată foarte bine oamenii de la Dărmănești la 50 de ani de la căsătorie. Oare care e secretul? Și mă bucur tare mult că, sincer, nu arătați de 70 de ani, poate până la vreo 50-60. Da. De fiecare dată am, să zic, nu știu, am premiat, poate mult spus, performanța, am premiat pe cei mai buni dintre noi. Și dacă vă amintiți, și anul trecut și acum 2 ani, am căutat să-i scoatem în evidență pe cei mai buni dintre noi. Pe lângă dumneavoastră, care sunteți niște exemple vii în viață și care sunteți pentru noi niște repere, pentru noi cei mai tineri, am premiat și altă categorie de oameni, să zic așa, nu neapărat care au 50 de ani de la căsătorie, și am vorbit atunci de oameni de valoare ai orașului Dărmănești. Am lansat noi acea provocare și am dat acea distinție oameni de valoare ai orașului Dărmănești. Astăzi vă propun împreună să înmânăm două distinții la doi oameni din Dărmănești, oameni care au făcut foarte multe lucruri bune pentru comunitate și în special pentru oameni. Această distinție este acordată pentru aportul adus în dezvoltarea și promovarea localității noastre. Am să încep cu o scurtă prezentare.
a unuia dintre cei care astăzi va primi această distinție de oameni de valoare ai orașului Dărmănești. S-a născut la 1 septembrie 1964 în Asău, părinții Ion și Eugenia. A făcut școala generală în comuna Asău. Liceul l-a făcut prima parte la Comănești, după care a ales calea Domnului. A terminat seminarul teologic la Cluj-Napoca și a urmat facultatea de teologie și un drum lung, un drum greu, anevoios, care pentru mulți dintre noi e aproape de neînțeles. Este vorba de Părintele Andriș Nicușor. Haideți, Părinte, lângă mine. Haideți, lângă mine. Spuneam că este un drum greu, pentru că doar cei care urmează calea Domnului îl pot înțelege. Și poate că mulți dintre cei care urmează calea Domnului ajung la bătrânețe să spună că mare lucru n-au înțeles, dar au urmat calea Domnului, în primul rând, pentru noi, pentru a ne duce spre drumul cel bun. În 1986 s-a căsătorit cu o dărmăneșteancă. Cred că aici ne-a surâs nouă, în acest moment ne-a surâs nouă dărmăneștenilor norocul. Cojoc Gabriela de la Blum. Hirotonit pe seama parohiei Pâlca Coțofănești în 1986, s-a apucat imediat de treabă și a început reparația bisericii parohiale din Pâlca, care era avariată în urma cutremurului din 31 august 1986. În 1991, la 1 iulie, din nou am fost norocoși. Noi dărmăneșteni. Pentru că părintele nostru drag s-a transferat la parohia nou înființată, Poiana 2, filială a parohiei Lacoș. Sigur că, așa cum demonstrăm, septembrie 2001. La 1 septembrie 2003, părintele Andriș este transferat la parohia Plopu Păgube, unde și astăzi, cu multă râvnă, își duce mai departe acel drum care, de multe ori, cred eu că este foarte greu și pentru domniile voastre. În perioada 2006-2009, construiește o casă de prăsnuire la Plopu. 2019-2021 construiește și o capelă mortuară la Plopu și ne amintesc că și noi, Consiliul Local, am contribuit cu puțin la finalizarea acestei capele mortuare. În perioada 2006-2022, o mare provocare apăsa pe umerii părintelui Andriș. Este vorba de construirea bisericii din Păgubeni, Sfânta Teodora de la Sicla, Uramul Sfântul Teodora de la Sicla și Sfântul Dimitrie. Biserica care a fost sfințită pe 31 iulie 2022. O mare provocare pentru că o mână de oameni din cartierul Păgubeni, puțin peste 50 de familii, și-au propus împreună cu părintele Andriș să construiască una dintre cele mai frumoase biserici din Dărmănești. Sigur că provocarea a fost mare și resursa financiară mică și de multe ori, așa cum spunea părintele, în nopțile fără somn se gândea dacă va reuși să ducă la bun sfârșit această provocare, pentru că lipsa resurselor financiare se vedea din ce în ce mai pregnantă. A reușit pe 31 iulie 2022 să finalizeze această
biserică care, îmi place să spun, este una dintre cele mai frumoase din Dărmănești. Sunt foarte multe lucruri aici și am făcut doar o sinteză a celui care astăzi va primi din partea noastră a tuturor distinția de oameni de valoare ai orașului Dărmănești. Preot Andriș Nicușor, și îl rog pe domnul subprefect aici, în aplauzele dumneavoastră, să mânăm această distinție. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, cei mai buni dintre noi, sau celor mai buni dintre noi, trebuie să li se recunoască aceste merite. Vă felicit, Părinte! Mă rog Bunului Dumnezeu și ne rugăm Bunului Dumnezeu să fiți sănătos, să duceți mai departe această provocare care, cu siguranță, nu e ușoară. Mulțumesc! Domnule primar, multe emoții am avut în viața mea, dar asta de astăzi mă cupleșesc. Nu mă așteptam la așa ceva și când mi-a cerut Părintele Andrei să fac așa o mică caracterizare a ceea ce am făcut, i-a zis că trebuie lăsat o copiată. Și m-a păcărit. De aceea acum îi lasă cap jos când am văzut că a început 1 septembrie 1964. Eu credeam că primesc din partea domnului primar un vot de blam, să nu mai fac la primărie, până ies la pensie, că prea de multe ori, domnul primar, doamna Jenița, vă rog frumos, mai ajutați-mă un zi, mai vedeți dacă găsiți ceva la buget, ca să pot termina și eu biserica și... V-am scris poate de multe ori și văd că dumneavoastră mi-a dat o distinție, nu să-mi zis că Părinte, până la pensie nu mai ce căutată la noi. Eu vă mulțumesc pentru încrederea aceasta. Ce e chemat preotul să facă cel mai bine să se roage? Am să încerc să mă rog mai mult pentru dărmăneșteni, pentru frumoasa noastră localitate. În primul rând să ne păstreze Dumnezeu în credința noastră frumoasă strămoșească. Și vă mulțumesc că totdeauna sunteți alături de biserici și de biserica noastră ortodoxă și ne sprijiniți și ne ajutați. Voi cânteți mai mult rugăciunea către Preamilostivul Dumnezeu ca să putem să facem din acest oraș ce este mai frumos. Și vedem că dumneavoastră sunteți acela care aveți planuri peste planuri și împliniri peste împliniri. Cred că această distinție merită toți preoților și din Dărmănești. Și o împart cu ei, dacă îmi dați voie, pentru că nu mă simt cu nimic mai presus decât ceilalți progenii. Sunt tare vrednici și cei mai sus de mine, Părintele Alexandrescu și Părintele Toadă, și cei mai sus de mine, ceilalți părinți mai tineri, încă și ei sunt o vrednici în mare. Mă voi ruga, voi pune umărul în continuare pentru întorirea Dărmăneștului spirituală, și pentru asta suntem chemați. Și rog pe Bunul Dumnezeu să vă dorească sănătate și dacă ați avut încredere în mine, sper să nu vă dezamăgesc. La mulți ani tuturor celor care astăzi împlinesc 50 de ani pentru o conversie și tuturor celor care sunteți aici. Să fiți sănătoși! Vă mulțumesc! Mulțumesc, Părinte, și vă rog să mai rămâneți un pic lângă noi. O veche vorbă românească spune că în spatele fiecărui bărbat puternic stă o femeie și mai puternică. În aplauzele dumneavoastră vă invit aici pe doamna preoteasă, Andriș, pentru că sunt convins că v-a sprijinit și v-a ajutat în perioadele dificile. Și îl rog pe domnul viceprimar al municipiului Bacău să înmâneze un buchet de flori doamnei preoteze și vă rugăm noi să fiți alături în continuare de Părintele și să-l țineți așa tare, da? Felicită! Da, mulțumesc! Spuneam că astăzi vom premia pe doi dintre cei mulți pe care îi are Dărmăneștiul și am să încep cu o scurtă prezentare, ca să nu vă țin nici mult în căldură, a celui de-al doilea simbol
al orașului Dărmănești. S-a născut la 19 septembrie 1954 în comuna sau în satul Cucuieț, comuna Bârjol, din părinți creștini, Toader și Niculina. A absolvit cursurile seminarului teologic de la Mănăstirea Neamț în anii 1969, anul în care m-am născut eu. După stagiu militar, a absolvit cursurile Institutului Teologic de grad universitar București, iar în 1978 s-a căsătorit. S-a căsătorit cu o dărmăneșteancă de-a noastră. Și din nou, Bunul Dumnezeu ne-a făcut să fim norocoși și noi, dărmăneșteni, în primul rând că avem fete foarte frumoase și deștepte. Și s-a demonstrat dacă în primul exemplu poate a fost așa întâmplător, iată că în al doilea caz Dumnezeu a lucrat prin fetele noastre frumoase și a mai adus în Dărmănești un om de mare, mare valoare. Soltănel Paraschiva, învățătoarea care a devenit preoteasă, a fost alături de părintele Alexandrescu și încă este ca o fire lumină. Împreună vor avea doi copii, dar nu orice fel de copii, ci două blăstare ale credinței noastre creștine. Preotul Iustin și preotul Andrei. Este hirotonit preot de preasfințitul Eftimie Luca în decembrie 1978 pe seama parohiei Dofteana II. Dar începând cu 1 august 1980 a fost numit prin transfer preot paroh la parohia Dărmănești. Este vorba de părintele Alexandrescu Toată. Vă rog, părinte, este greu să spui în cuvinte, în puține cuvinte, sau să caracterizezi în puține cuvinte un om de talia părintelui Alexandrescu. Am avut ocazia să-l cunosc cu mulți ani în urmă și de fiecare dată cuvintele venite din inimă, cu atâta blândețe, erau ca un pansament pentru o boală. Atunci când te doare ceva și vii cu medicamentul pe care ți-l recomandă medicul, parcă simți așa o alinare a durerii. Așa simțeam eu cuvintele părintelui Alexandrescu de fiecare dată când îl auzeam vorbind, fie în slujbele de la biserică, fie în predicile extraordinar de pătrunzătoare pe care le ascultam, fie în discuțiile pur și simplu de la om la om pe care le aveam. Foarte multe lucruri a făcut părintele în Dărmănești și am să amintesc câteva. A sfințit două biserici, a avut două sfințiri de biserică, mai întâi în 1992, la care a participat preasfințitul Eftimie în urma victorii bisericii și în anul 2009, la care a participat la preasfințitul Iorchim, în urma consolidării și modernizării bisericii. Biserică veche, construită cu sute de ani în urmă și la care am avut ctitori printre alții și pe părintele Pahomie. Unul dintre mari sihaștri ai Dărmăneștiului, pe care cei mai mulți dintre noi nici măcar poate n-am auzit de ei. Dar biserica la care slujește părintele Alexandrescu și a slujit atâția ani, are ca ctitor, printre alți pusnici, și pe părintele Pahomie. Casa Brasnicală este sfințită în 1996, apoi restaurată, pictată în perioada 2019-2022. Știți că acolo au fost niște lucruri fantastice făcute. Și mi-aduc aminte cu drag în momentele în care, poate, aproape fără bani, și noi în Consiliul Local și părintele la biserică ne
hazardam în niște proiecte foarte costisitoare de refacere, de consolidare, fie a casei, eu știu, mortoare, fie a casei prasnicare, și cu speranța în Dumnezeu și aproape fără niciun ban, fără curajul să pornească aceste mari proiecte care astăzi sunt finalizate. Încă o dată demonstrând că acel crez în Dumnezeu este mai mult decât orice. Și puterea Bunului Dumnezeu este mult pentru, mult peste nivelul de înțelepciune al omului de rând. Casa Praznicală este sfințită în 1996 și, așa cum spuneam, restaurată și finalizată în 2022. Capela Mortoară sfințită în 2016. În perioada 2014-2015 au avut două sintaxe preoțești cu participarea unui număr de aproximativ 100 de preoți la Dărmănești, în prezența înaltă Sfințitului Ioachim. A sfințit peste 3200 sau a participat la peste 3200 de liturghii, botezuri peste 1800, 10% sau mai bine, 20% dintre noi au trecut prin Fristernița Părintelui Alexandrescu. Și colonii foarte multe a avut Părintele, dar este o sinteză. Este unul din oamenii care cu cinste ne reprezintă și haideți să fim astăzi împreună și să-i aplaudăm și să o invit și pe până aplaudați dacă poate alături de noi. Și o să rog pe domnul primar al municipiului Moinești să vină alături de mine și să înmâneze această distinție bunului nostru prieten. Viorel, hai și tu lângă mine și buchetul de flori. Veneam eu la dumneavoastră. Da. Să vă țină Dumnezeu sănătoși și alături de acești gospodari care i-ați lăsat să ducă mai departe activitatea dumneavoastră. Vă mulțumim, domnul primar. Spunea în alt preasfințitul nostru Ioachim că îi plac surprizele, dar să le știe și el, pare cât de cât dinainte. Ne-am despărțit acum vreo oră și ceva, dar n-am bănuit absolut nimic. Și acum știu cine a pus la cale. A plecat. Da, da, am pus la cale treaba asta, m-a pus să-mi fac o fișă autobiografică, se cere exact la protoierie. Asta e protoierie, așa mulțumim. Da, și tu ai insistat, da. Mulțumim frumos, nu sunt meritele mele, sau nu numai ale mele, sunt meritele întregii parohii, bunilor mei creștini, care au fost atât de ascultători. Spuneam de multe ori, nu sunt vrednic să trec prin fața lor. Am avut o parohie de creștini foarte bun și sper că am lăsat-o în continuare, pentru că în această parohie de Armănești, înaintea mea a fost un preot care a stat 50 de ani, am stat 40. Deci aproape un secol, doi preoți. Și se cunoaște lucrul acesta în toate realizările. Sigur că am avut alături și pe cei din familie și nu în ultimul rând, am așteptat domnul primar ca să veniți la conducerea primăriei de Armănești să-mi dați această distincție. Au fost mulți primari, să știți, în 40 de ani. Dar bine, cu fiecare m-am înțeles așa cum este în stare de normalitate. Mulțumim încă o dată și recunosc că nu sunt meritele mele, ci meritele celor cu care am păstorit și am mers împreună. Desigur că mulțumirea mare sufletească este că cei doi preoți urmează la aceeași parohie, unul paroh și unul subaltern, dar oricum, și eu sunt pe locul 3 deocamdată. Da, mulțumim încă o dată. Să fiți sănătoși cu toți, doamne. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc lumina pe care o au atât în suflet, cât și pe chipurile domniilor lor. O să continuăm cât ne va mai ține Dumnezeu sănătoși pe la
primăria Drămănești, să primim aceste valori ale Drămăneștiului. Vă amintiți anul trecut, am avut medici buni din Drămănești, o actriță și așa mai departe, pentru că cu cinste acești oameni ne, eu știu, duc comunitatea noastră de acolo pe unde ajung ei. Aș vrea să trecem la partea a doua a lucrurilor pe care, pentru care ne-am întâlnit astăzi și să facem această premiere a celor care, timp de 50 de ani, au conviețuit împreună. O să vă rog, cei care puteți, să veniți aici alături de noi, în funcție de cum vă strigăm noi, și o să primiți din partea noastră un certificat al nunții de aur. Așa s-au gândit colegii noștri să numească acest certificat pe care cu drag vi-l înmânăm. Și cu siguranță ne-am dorit tare mult să facem și acel certificat al nunții de platină, dacă puteți spune așa, și la 75 de ani de la căsătorie să fiți alături de noi. Și începem cu familia Ababei, Vasile și Georgeta. Domnul suprefect, hai, te rog lângă mine. Te rog să mânezi diploma. Așa. Facem un scenariu ca să se filmează și să aveți amintire. O să aveți amintirea asta, da. Felicitări. Eu urmânez și un pliculeț șefei de, da, familie. Și domnul să nu se supere, avem și o șampanie, da. Să vă trăiască. Și un buchet de flori în fața noastră. Să vă țină Dumnezeu sănătoși mulți. Rămâneți la poză. Da. Rămâneți la poză. Rămâneți la fotografie. La, doamna se uită la noi? Pentru fiecare poți să luăm 100 de euro, domnul suprefect. Din partea doamnei Ababe, o bolică tare. Să vedem la urmă. O așteptăm după. Invit alături de noi familia Bălănucă, Vasile și Victoria. Invită alături de noi familia Bălănucă, Constantin și Cernica. Aminte de Lea Ion Bălășanu și de Tanti Maria. Era un copil pe stradă
Cărnea Ionica, al nostru, vreo 700-800 de oi, 1000, nu mai știu cât avea, alerga la deal și la vale de dimineața până noaptea, ca de altfel și acum. Bravo, felicitări! Cred că, nu știu, munca i-a ținut pe acești oameni foarte, da, foarte puternici, pentru că mai muncești la Ionica. A, pe unul de poate. Da. Fotografie, da? Ne uităm? Aici. Felicitări și să vă țină Dumnezeu sănătos. Da. Invităm alături de noi familia Chițu, Neculai și Dorina. Nu plecați, că avem și o șampanie la sfârșit, da? Invită alături de noi familia Corpasion și Elena. Așa, la mai așa, să-l vedem și noi. Care a fost, eu știu, secretul de arătați așa de bine? Nu mâncă, că fără muncă nu se poate. Doamna a contribuit vreun pic sau nu? Foarte mult. Aviz doamnelor mai tinere, da? Să aveți grijă de bărbați. Felicitări, să fiți sănătoși. Invităm alături de noi familia Despa, Ioan și Lidia. Invităm alături de noi familia Dobrin, Gheorghe și Zamfirica. Este sau nu? Familia Dobrin, Gheorghe și Zamfirica. O să dau colegilor noastre și o să le... Familia Gheorghiță, Zaharia și Elena. Haideți să aplaudăm, chiar dacă nu sunt în sală, vorbim. Familia Gherasim, Constantin și Rădița. Îi aplaudăm și ne ducem noi acasă. Familia Ghiurcă, Costică și Maria. Haideți să aplaudăm. Mai degrabă vă dăm șampanie decât apa, nu? Haideți să
Mulțumim, să fiți sănătoși. Uităm alături de noi familia Pâlea, Vasile și Silvia. Nea Vasile, veșnic tânăr, da? Arătați așa de bine. Haideți, spuneți-ne care e sigur un secret aici. În primul rând, Dumnezeu a dat în urmă în viață și ne-a dat putere ca să fim cât suntem mai bine. Și restul, soție m-a ajutat în tătine lumele și mai multe. Vreți să vedem ce zice și doamna? Ce să facem? Ce să facem? Că acasă, treaba, el nu știu. E mai câte mult, am dus-o la ei. Arătați foarte bine și chiar noi ăștia mai bine vă invidiem un pic, așa că noi suntem mai cocoșați mulți dintre noi decât dumneavoastră la 50 de ani de la căsătorie. Felicitări, doamne, să fiți sănătoși. Fotografia. Rămâneți acolo. Am făcut fotografia asta. Mulțumim tare mult. Familia Iancu, Gavrilă și Maria. Doamnelor, pentru că știu să chivernisească banii mai bine, da? Și băieții cu șampania și cu diploma, ca așa am fost noi învățați, da? Felicitări! Să fii sănătoși și... Suntem alături de noi familia Însurățelu, Mihai și Genoveva. Înțeleg că au un deces în familie și nu au ajuns, dar cu siguranță vom ajunge noi la domeniile lor. Mazilu, Mihai și Lucian. De noi, familia Mititelu, Nelu și Doina. Mulțumim tare mult, să fiți sănătoși și toate cele bune. Mocanu, Spiridon și Lucica. O femeie adevărată și-a trimis bărbatul la muncă și-a venit singură. Felicitări pentru Lucica și plicul, și șampania, și florile, da? Și când vine de la muncă? De la munte, vine la toamnă cu... Da? Sunt buni ciobanii ăștia? Aduc bani acasă sau nu? Haideți să o felicităm pe doamna pentru că e foarte, foarte, foarte bine arătați. Să rămână, toate cele. Ați făcut și o poză? Să, da. Și salutări și eu. Munteanu, Constantin și Dorina. Thank you.
Felicitări! Să fiți sănătoși! Să fiți sănătoși! Năporniță Constantin și Viorica. Acum, dacă și pe mine și pe domnul Suprătec m-a sărutat, să nu se supere domnul viceprimar, vă rog, da. Mai mult, vă mulți așa. Da. Da, așa am bineres. Ok. Să fiți sănătoși, să vă țină Dumnezeu mulți, mulți ani. Doamne. Pădurarul Cristea și Maria. Vârsta asta înseamnă că okay. E bine. Voi bune, acum. Felicitări, toate cele bune, să fii sănătoși. Să vă bucurați de tot ce v-a dat Dumnezeu, pentru că sunteți niște oameni binecuvântați, care 50 de ani ați reușit să aveți așa frumoasă familie, să aveți copii, nepoți, strănepoți și încă mulți ani de aici acolo, să fiți alături de frumoasele familii pe care le aveți. În semn de recunoștință și prețuire, avem aici o invitată deosebită, doamna Ana Ucu, o mare interpretă de muzică populară, care astăzi, pentru dumneavoastră și pentru preoții care au fost alături de noi, o să ne cânte câteva melodii sau melodie. Să știți că lucrurile am avut bani mulți și câteodată în melodie. Dar dacă dumneavoastră o convingeți, poate să cânte mai mult. Vă mulțumesc frumos, aveți un domn primar foarte glumeț, pe lângă faptul că vă iubește și vă prețuiește, să știți că am ascultat fiecare cuvânt și am savurat așa tot ce ați spus atât de frumos. Sunt onorată să mă aflu pentru a treia oară în localitatea Dărmănești și aceasta datorită domnului primar, căruia vreau să-i mulțumesc
și nu în ultimul rând datorită prietenei mele, așa cum o alintat dumneavoastră, doamna Jenița. Mama Jenița, sincer. O prietenă de suflet și vă rog să mă credeți că deja mă simt ca făcând parte din marea familie a dumneavoastră. Am fost profund emoționată să urmăresc acest eveniment din viața unor oameni care au reușit să rămână o jumătate de secol împreună. Vă felicit și Dumnezeu să vă țină sănătoși. Atâtea anunți de aur n-am văzut în viața mea ca astăzi aici la Permănești. Și de asemenea sunt onorată să particip la premierea unor oameni valoroși ai Permăneștiului. Și de aceea m-am gândit că ar fi potrivit să cânt o cântare prin care să dăm slavă lui Dumnezeu. Pentru că restul o să cânt la scenă. Presupun că domnii și doamnele care s-au sărbătorit vor veni și la sărbătoarea Dărâmăneștelui, nu? Așadar, să binecuvântați să cânt ceva pentru dumneavoastră și pentru sărbătoriți. Haideți să o aplaudăm! Doamne, binecuvântează ziua ce mi-o dăruiești, cu a luminii tale rază, pașii să-mi călăuzești. Pământul țării mele, pe toți
asigur de toată dragostea și prețuirea mea. Doamne ajută! Mulțumesc prietenii noastre, Valeria Arnăuntu, cu drag, cu drag, vine la Târmănești și cu multă emoție te ascultăm. Cred că acești oameni aleși de Dumnezeu cu niște voci, nu știu de unde, ne intră în suflet și vibrează acolo. Discutam cu cineva și parcă nu era decis dacă are sau nu are omul suflet. Și am recomandat să asculte asemenea talente. Cu siguranță își va da seama că avem niște suflete foarte mari. Încă o dată mulțumesc Valeria Arnăuntu, mulțumesc și lușenii care nu uită niciodată să spună că avem o prietenă acolo și mă bucur că ai reușit să fie alături de noi. Haideți să o mai aplaudăm o dată și Valeria Arnăuntu. În seara aceasta o să ascultăm pe Valeria și alte voci foarte frumoase de scenă, cei care reușiți și care sunteți încă cu suficientă energie, vă invităm să fiți alături de noi și să mai ascultăm frumoase melodii din repertoriul Valeriei Arnăuntu și nu numai. Aș vrea, nu înainte de a bea un pahar de șampanie și să încheiem, pentru că e deja cam târziu ori și să nu vă obosim prea mult, să ridic pe bunul meu prieten Viorel Lilie. Hai, Viorel, lângă mine. E un om de la care am învățat foarte multe lucruri și încă învăț. Și încă învăț și de fiecare dată când îl aud, îmi place ce spune. Te rog. Distinsă Doamne, distinși Domn, despre dumneavoastră este vorba astăzi, felicitări. Prea cu cel nici părinți, felicitări deopotrivă celor de valoare și tuturor celor care aduc valoare acestei comunități. Domnule primar, distinși invitați, doamnelor și domnilor. Cu siguranță ceva este în aerul ăsta la Dărmănești, ca să fiu un spiritul domnului primar, pentru că la o comunitate, nu dintre cele mai mari din județul Bacău, să ai peste 20 de cupluri sărbătorite la această frumoasă vârstă de 50 de ani de căsătorie, este mare lucru. Și cred că contează pe lângă toate cele pe care mi le dă Dumnezeu în primul rând și vi le-a dat, sănătate, să fiți sănătoși și să puteți să ajungeți această vârstă, înțelepciune, răbdare, înțelegere, să rămâneți și împreună. Și pe lângă toate acestea, spuneam, este ceva și în atmosfera comunității în care trăiți. Că dacă lucrurile sunt rânduite bine și trăiești în pace și înțelegere și în bună vecinătate, chiar și cu vecinii, cu rudele, cu toți ceilalți, cred că este o bucurie și asta vă dă putere să treceți peste provocările pe care le aveți, poate în fiecare zi, să treceți cu bine. De fapt, sărbătoarea de astăzi, cred că este o sărbătoare despre respect și recunoștință. Și așa cum îl cunosc pe domnul primar, pe lângă recunoștința pe care o arată, este vorba de recunoștința pe care și comunitatea o arată, este vorba de recunoștința pe care preacucernicii părinți și toți ceilalți o arată pentru ceea ce sunteți astăzi și pentru ceea ce veți fi în continuare. Vă doresc să fiți sănătoși, să vă dea Dumnezeu pace și înțelegere și, de ce nu, să arătați și celorlalți mai bine, să învățați, să-i povățuiți cum reușiți dumneavoastră și cum ați reușit să treceți peste toate aceste provocări ale vieții. Felicitări tuturor! Domnule primar, mulțumim de invitație și numele și colegilor mei aici în față. Vă salut și vă îmbrățișăm pe toți cu mult drag. Mulțumesc tare mult! Rog colegile mele să treacă cu un pahar de șampanie, da?